Hello, bine v-am regăsit pe canalul meu. Mi-am cumpărat în sfârșit lumini și sunt foarte bucuroasă pentru că acum pot să filmez la orice oră din zi vreau și am timp. Sper să fie bună lumina, altfel o să consider clipul ăsta un fel de experiment. Și vreau să vă povestesc astăzi despre paleta The Power of Makeup de la Niki Tutorials în colaborare cu Too Faced. Sau invers, Too Faced în colaborare cu Niki Tutorials. Și m-am decis să fac acest clip pentru că am văzut o grămadă de clipuri în care fetele se plâng că fardurile nu sunt pigmentate, paleta e o porcărie și așa mai departe. Și dacă mă urmăriți pe blog, știți povestea. Am așteptat foarte mult după paleta asta și la un moment dat m-am enervat atât de tare că nu o găseam încă în Sephora, deși trebuia să apară din 1 septembrie în România. Nu a apărut și pe măsură ce a trecut timpul și nu o găseam, am zis că nici nu mai îmi trebuie pentru că nu e normal să aștept atâta după o paletă. Ei bine, întâmplarea face că acum câteva zile am fost în Sephora să mă uit să văd ce noutăți au mai apărut și am găsit și această paletă. Aveau tester, fata de acolo mi-a deschis o cutie care a mai fost deschisă de încă 100 de ori probabil acum arăta ambalajul și mi-a arătat fardurile, iar când le-am văzut așa live, când le-am văzut în fața mea, am zis că sunt foarte, foarte frumoase fardurile și îmi cumpăr și eu paleta, deși am spus că nu mai îmi trebuie. Știți și voi probabil vorba aia, nothing haunts us like the things we didn't buy. Așa că mie mi s-a întâmplat chestia asta de mai multe ori și sunt unele lucruri după care tânjesc și în ziua de astăzi și au trecut ani buni de atunci. Și mi-am cumpărat paleta asta. În timp ce eram la casă mă gândeam dacă să o cumpăr sau să nu o cumpăr. Mă gândeam la toate review-urile negative pe care le-am văzut pe YouTube și am zis hai totuși să o cumpăr. Și nu-mi pare deloc rău, pentru că odată ce am ajuns acasă și am văzut cum arată fardurile, cum se aplică, iar întrebarea pe care mi-am pus-o după aceea era de ce vorbesc fetele astea de rău această paletă. Vă spun sincer, la ce review-uri negative sunt pe YouTube, mă gândeam că o să-mi cumpăr un fel de Ruby Rose Updated sub forma acestei palete. Și cam atâta cu povestea din spatele acestei palete. În această cutie se află mai mult decât o paletă. Pe lângă paleta The Power of Makeup se mai găsește un tuș în varianta full size, sketch marker, un rimel mini Better Than Sex în varianta purple, în varianta mauve, un Shadow Insurance mini și un pigment cu scripici și pe acela din păcate nu am cum să vi-l arăt pentru că nu îl găsesc. Culmea este că azi miază era pe birou și acum când am vrut să filmez clipul nu l-am mai găsit. Probabil că l-au mâncat pisicile. Nu știu ce s-a întâmplat cu pigmentul ăla, sper să-l găsesc. Am stat vreo jumătate de oră doar să-l caut înainte să mă apuc să filmez. Am zis că oricum subiectul principal este paleta și nu pigmentul respectiv. În cutia asta se găsește, după cum am spus, paleta și o pungă din asta de plastic care se închide ermetic, în care găsim acest kit de make-up, niște tutoriale de la Niki. Sketch marker, care este varianta full size, este o tipă Stephanie Nicole sau ceva de genul, care face tot timpul review-uri și lumea are încredere în ea. Am descoperit-o și eu de curând.
mi-a fost recomandat să urmăresc clipul despre această paletă și am văzut că nu era deloc încântată de acest tuș. Ea și l-a aplicat pe mână și tușul arăta ca și cum ar curge, ca și cum s-ar împrăștea cumva prin piele. Ei bine, l-am încercat și pe mână și l-am încercat și la ochi, bineînțeles, și vreau să vă spun că sunt impresionată de tușul ăsta. Este un tuș lichid sub formă de cariocă. Oferă precizie, aplic foarte bine linia de tuș cu el, pot să-mi trasez niște codițe foarte faine. Este negru intens și rezistă o zi întreagă, de dimineață până în seară nu se șterge absolut deloc. Și vreau să vă spun că doar tușul ăsta costă 90 sau 100 de lei. În această pungă se află și Better Than Sex, despre care v-am spus înainte, varianta mauve, așa arată. Încă nu l-am folosit, nu știu exact cât de mauve este acel mauve. Și un Shadow Insurance de... cât are? 5 grame și mi se pare că varianta full size are 10 grame. Deci vreau să vă spun că ăsta este un primer, o bază de ochi excelentă. Deci dacă sunteți în căutarea unei baze foarte bune de ochi, trebuie să încercați Shadow Insurance. Și după cum vă spuneam, mai este și un glitter pe care nu-l găsesc. Voi trece acum la paletă, pentru că despre asta este vorba în primul rând. Așa arată paleta, este destul de subțire, este dintr-un carton tare, îmi place foarte mult ambalajul ăsta cu animal print. Iar aici pe spate este un quote personalizat de Nikki: "When life gives you lemon, punch it in the face and ask for glitter." Și acum voi deschide cutia. Așa arată, nu are oglindă, aici este încă o dată logo-ul care se află și pe față. Asta este paleta, sunt în total 9 farduri de ochi, 2 blush-uri și un iluminator și o pudră bronzantă care miroase a ciocolată. Din cele 9 farduri, 4 sunt mate, ei sunt cu particule de sclipici mai mari, iar 2 sunt sidefate. O să fac și niște swatch-uri. Vă spun sincer că mie chiar îmi place paleta asta. Într-adevăr, nu se compară cu paletele, cu fardurile de la Anastasia Beverly Hills, care nu se compară cu nimic din univers. Deci fardurile alea sunt fenomenale. Însă nu mi se pară nici profoase, nu mi se par nici greu de lucrat cu ele. Se blenduiesc foarte ușor și se aplică foarte bine. Am folosit ieri, de exemplu, fardul ăsta cu particule mari de sclipici, sugar coated, și într-adevăr cade de pe pensulă în momentul în care îl aplici, dar pasta nu este ceva care să mă determine să nu cumpăr o paletă, pentru că la urma urmei nu toate fardurile sunt la fel. Ce nu mai înțeleg eu sunt swatch-urile făcute cu pensula, pentru că mi se pare că swatch-urile alea nu oferă pigmentația, nu oferă adevărul despre un fard, nu știu cum să mă exprim. Pentru că în momentul în care cineva face un swatch cu pensula, ia o pensulă plată și pur și simplu întinde așa pe piele. Și nu cred că la ochi, când te machiezi, îți pui pensula și tragi așa o dungă și ești gata. Ideea este că depinde și de felul în care aplici un fard. La urma urmei, așa cum aplici fondul de ten prin mai multe metode, așa poți să aplici și un fard. Și v-am spus, swatch-urile făcute cu pensula nu mi se par relevante. Când am văzut prima dată paleta, m-am gândit că fardul ăsta mauve va fi motivul principal pentru care îmi voi cumpăra paleta aceasta. Și dezamăgirea este că ăsta este cel mai puțin pigmentat. Arată atât de bine în această paletă. Însă odată aplicat pe ochi, trebuie să aplici mai multe straturi pentru că este destul de translucid, nu este foarte pigmentat.
În schimb, restul, în schimb celelalte farduri mi se par ca o pigmentație ok, se poate lucra cu ele, se blenduiesc ușor, în afară de cele trei cu particule mai mari de sclipici, nu cad. Blush-ul acesta, Justify My Love, l-am folosit ieri și vreau să vă spun că am rămas uimită de cât este de pigmentat și cum se aplică și cum rămâne pe ten o zi întreagă. Are și particule mici de sclipici. Chocolate Soleil mi se pare că este un bronzer care se găsește și separat. La Too Faced și Champagne Truffle este un fard care se găsește și în paleta Chocolate. Mai multe fete mi-au spus că e posibil ca loturile să fie diferite și unele palete să fie bune și altele mai puțin bune. Nu știu ce să spun, e posibil și chestia asta, însă până nu încerci tu ceva, nu ai de unde să știi exact cum funcționează produsul respectiv sau cum funcționează la tine. La fel ca și o cremă de față, un fond de ten și așa mai departe, toate produsele cosmetice. Dacă nu încerci pe pielea ta, nu prea ai de unde să știi adevărul gol-goluț, ca să-i spunem așa. O să fac și swatch-uri, după cum v-am spus. Va urma cu siguranță și un tutorial de machiaj cu această paletă. Ieri am făcut un machiaj și mi-a plăcut foarte, foarte mult rezultatul. Și voi începe cu fardurile. O să vi le arăt așa. Ivy, Sugar Coated și Frosted Yam. După care urmează Irresistible, Painkiller și Makeup and Chill. Acum observ că nuanța Painkiller nu este atât de pigmentată pe piele, însă eu am folosit-o ieri și este o nuanță care poate fi folosită ca și fard intermediar și probabil că de asta nu este atât de pigmentat. Mystic Hour este un albastru verde, foarte frumos. Wham Bam este movul despre care v-am povestit și Wanted este un fard negru mat. Și cred că fardul ăsta negru mat este foarte bun și ca bază. O să vă arăt și cum arată blush-urile. I Will Always Love You este un peachy, este o nuanță de piersică și Justify My Love este o nuanță de roz cu sidef. Așa arată. Astea sunt cele două blush-uri care se găsesc în paletă. Vă spun sincer că mie îmi place paleta asta și nu înțeleg review-urile negative de pe YouTube sau, nu știu, poate că toată lumea se aștepta să fie ceva extraordinar, ceva ieșit din comun și poate că asta este dezamăgirea și de asta sunt toate review-urile astea negative. Mie mi se par destul de ok fardurile, mi se par ok ca și pigmentație. Nu pot să spun că seamănă cu fardurile Ruby Rose pentru că clar nu este așa. Fardurile sunt destul de pigmentate și după cum am mai spus de câteva ori pe parcursul clipului, se lucrează ușor cu ele, se blenduiesc ușor, poți să creezi o grămadă de machiaje. Probabil că o să încerc să creez și un machiaj mai dramatic, voi folosi nuanța asta de negru, Wanted, și peste care voi aplica Wham Bam sau Mystic Hour și cu siguranță efectul va fi altfel. Paleta asta este ediție limitată, se găsește exclusiv în Sephora și costă 236 de lei. Acum aștept comentariile voastre, aștept să-mi spuneți ce părere v-ați făcut despre această paletă cu toate review-urile astea negative. Dacă v-ați cumpărat-o și ce părere aveți despre ea. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Sper că cu lumina un pic mai bine setată.